Salut, sunt Franz de la Training Days, mă aflu la iFit Studio, locul unde ne ocupăm cu programe personalizate de antrenamente și nutriție, iar azi vom dezbate ce presupune un ciclu de alergare, așa că stai cu mine. Alergarea e o combinație între energia cinetică, adică mișcarea, cu energia potențială stocată în mușchi și tendoane. Cum adică și ce vrea să însemne asta? Mai întâi ajută să înțelegem că poate fi împărțit în două faze principale. Prima și cea mai lungă dintre fazele ciclului de alergare, faza de plutire, atunci când ambele picioare părăsesc solul. A doua este cea de sprijin, când corpul absoarbe forțele din sol ca niște arcuri pentru a-l propulsa înainte. Ea este compusă din impuls, reazem și faza de verticalitate, iar ele pot fi premature, medii sau târzii. Te-am făcut curios? Hai să le vedem! Faza de impuls. Avem un genunchi pendulant acolo, împins de flexorii șoldului, care acționează ca un piston. Mușchii posturali opun rezistență oricărei mișcări nedorite la nivelul trunchiului, iar în tot acest timp piciorul de sprijin, adică cel din spate, se folosește de tendonul lui Ahile și mușchii gambei să se ridice de pe sol precum un arc. B. Faza de pendulare sau de plutire, așa cum am mai zis, este și cea mai lungă, întrucât se desfășoară o mișcare înainte prin aer, printr-o pendulare a picioarelor în care își schimbă poziția și astfel să fie gata de un nou impuls. Aici brațele pendulează invers față de picioare, atenuând mișcarea trunchiului și a capului, flexorii șoldului trag piciorul rămas în urmă, iar femuralii încep să se activeze pentru a încetini piciorul din față pentru impuls. C. Faza de reazem, adică faza în care avem un punct fix în jurul căruia forța și rezistența tind să ajungă în echilibru. Aici, corpul în momentul impactului absoarbe de câteva ori propria sa greutate și astfel sunt activați mai mulți mușchi. Urmăriți piciorul din față flexat și așezat puțin mai în față pentru a absorbi forța, iar gamba se activează chiar înaintea fazei de sprijinire. D. Faza de verticalitate, momentul în care piciorul din față se află fix sub șolduri, corpul își păstrează mișcarea de deplasare înainte, iar pe deasupra piciorului se extinde șoldul și genunchiul. Mușchii fesieri stabilizează șoldul și ajută la absorpția impactului, quadricepsii preiau din impactul aterizării, mușchiul gambei stochează energie derivată din forța de impact la aterizare, glezna este în dorsiflexie, stocând energie prin întinderea tendonului lui Ahile, iar bolta plantară se aplatizează spre sol, acumulând energie gata pentru impuls. Astfel se încheie un ciclu și se deschide un altul cu prima fază, cea de impuls. Nu e fascinant? Pentru încheierea unui ciclu de alergare, trebuie ca fiecare picior să treacă prin cele patru faze. În încheiere îmi rămâne să te invit să lași sub formă de comentariu părerea ta, să nu uiți să dai like, share, subscribe și să activezi clopoțelul pentru a susține acest proiect și dacă ai noi idei de emisiuni, noi teme pe care să le abordăm, nu uita să lași tot sub formă de comentarii. Același Franz de la Training Days, stați flexați!